Bună ziua, cum se aude? Bună ziua, cum se vede? Bună ziua, cum se aude? Hei, nai, 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 nai. Banarim bam 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 banarim bam 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 banarim bam 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 bim bam banim bam bam. Haide conectați-vă, haide alăturați-vă la un live cu Andriho. Bună seara, azi mai târziu o leacă, pentru că vorbim despre picanterii, panglici roșii, sexy șmexy. Sper că se aude, sper că se vede. Vă rog frumos fiți binevoitori cu mine, generoși în like-uri, în comentarii și în share-uri, pentru ca Mark Zuckerberg să nu mă îngroape iarăși în lipsa de like-uri, share-uri și comentarii. Vă rog frumos, hai să ne adunăm mai mulțișori, să fie mai multă lume, pentru că astăzi mergem prin niște raioane faine de Republica Moldova, în unul mai cu seamă. Cunoaștem sate faine, primari ciotcoși, tăiem panglici, sărbătorim împreună. Pe urmă, poate leacă ne întristăm că unele școli totuși nu s-au redeschis, chiar dacă câteva luni la rând ni s-au spus că se redeschid. Și venim cu o idee minunată, cum putem fi mai aproape de proprii noștri deputați, de aleșii poporului, deputații Republicii Moldova. Gata, suntem? Tot este? Este. Dacă este și tori druga cu noi conectată, asta e foarte bine. Suntem foarte bine. Opa, 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 opa. Liniște! Așa, perfect. Hai noroc. Preferabil să-mi scrieți și de prin ce locuri mă salutați, că eu eventual am o hartă acolo undeva în dulapior și pun pinpoint-uri, pun acolo cine și de unde mie îmi scrie. Încă nimeni niciodată nu mi-a scris din Swaziland. Este cineva, moldoveni din Swaziland sunt? Vă rog frumos, alăturați-vă și voi la acest live. Prieteni, e mult teorie aici și probabil mulți dintre voi sunt mai priceput ca mine la teorii ale științelor politice, dacă asta se spune corect. Și mulți dintre voi sunt și mai pricepuți ca mine la capitolul psihologie, psihologia maselor, dar eu azi vreau să vorbim o leacă despre supunere anticipată. Este o noțiune pe care eu am învățat-o sau am deprins-o, am furat-o de la un profesor american, Timothy Snyder, am citit-o la dânsul, într-o listă de sfaturi cum să supraviețuiești într-o Americă post-Trump. Adică, gata, l-am ales pe Trump. Ni rău pe suflet, dar cum de supraviețuit într-o asemenea Americă? Și primul sfat era nu te supune anticipat. Era anticipatory obedience, așa o noțiune acolo. Nu te supune anticipat. Dacă vine la tine directorul mai mare, vine nu știu care primar, vine președintele Consiliului Raional, vine deputatul cu convoiul de la Chișinău, pui baloane la intrare în spital, dar tu nu te supune anticipat. Gândește-te mai întâi, dar cine e omul ăsta? Poate tu lui plătești salariul, poate tu l-ai ajutat să fie în funcția care el este amu. Так вот, eu știind că voi sunteți suficient de inteligenți ca să nu vă supuneți anticipat, vreau să vă arăt cum de fapt încă mai sunt foarte mulți conaționali de-a noștri care o fac și poate îi ajutăm, îi sunăm, contactăm, pentru că țara e mitică și noi suntem destul de apropiați unul față de altul și putem cumva să ajungem la inimile lor, la creierile lor, creierurile lor, creierașurile lor, așa încât ei să nu se supună anticipat unor demnitari, unor funcționari publici. O clipă. Punct de informare. Eu nu știu cum voi, dar noi bem tare multă apă în casă și bem apă în sticluță de plastic. Știu, foarte rău, foarte urât. Punct de informare. Un sfat pentru toți cei care beau apă din sticluță de plastic și au trei copii în casă, scrieți-vă numele cu marker, așa cel puțin ați știți atunci când ați dat zina pe copii că lasă multe sticluțe din casă, așa e justificat. Tot știi că ai o singură sticluță. Andrei, de ce ne vorbești despre asta nouă, acum, care ne-am conectat să te ascultăm despre deputatul Eugen Nichiforciuc? Exact, scuzați, eu pur și simplu am niște drame personale și vreau să mă împart și cu voi despre asta. Așadar, mergem în satul Temeleuț, prieteni, în raionul Florești. Ați mai fost pe acolo? N-ați mai fost? Vă recomand, satul Temeleuț, așa cum scrie internetul, hop! Satul Temeleuț, așa cum scrie internetul, are lungimea totală a drumurilor 10 km. Deci, în tot satul, 10 km de drum, dintre care asfaltate sunt 0 km. Varianta albă de drum sunt 2, iar drum fără nicio acoperire sunt 8 km. Asta așa, ca să vă imaginați unde noi plecăm. Plecăm în satul Temeleuț. Și ca să ne ajute să ajungem încolo, noi mergem cu mașina echipei de la televiziunea Prime. Hey, Andrei, și cu tine, de când tu povestești despre televiziunea Prime? Dar nu, prima dată, Olivia iarăși la emisiunea Lumina. Salut, Olivia, ce mai faci? Nu-mi răspunzi de mai mult din ani de zile. Поехали!
Basket cu mănuși și căciul pe cap. Așa au făcut sport mai mulți ani elevii gimnaziului din satul Temeleuți, raionul Florești. Profesorii și elevii spun că orele de educație fizică au fost până acum o adevărată provocare, deoarece sala nu a mai fost reparată de mulți ani, iar pe timp de iarnă sufla ca afară. Autoritățile locale au convins guvernul să le aloce fonduri din bugetul de stat pentru reparații, iar pe lângă condiții bune, copiii vor avea și echipament sportiv. Detaliu interesant. Autoritățile locale au convins guvernul să aloce bani pentru reparații. Așa funcționează într-un stat democratic, descentralizat. Autoritățile locale, primăriile, consiliile regionale comunică guvernului: băi, noi avem nevoie de X, Y, Z. Guvernul zice că ok, să încercăm anul viitor sau nu avem bani anul ăsta, ne pare rău. În cazul dat, autoritățile locale au convins guvernul, da? Primăria... guvernul, facem paralela asta, urmărim în continuare reportajul să vedem, există acest dialog vizibil între primărie și guvern? Gemuri sparte și găuri în podele și tavan. Așa a arătat mulți ani sala sportivă a gimnaziului din satul Temeleuți, raionul Florești. Era rece, frig, chiar uneori eram și cu mânușile pe mână. Când aveam jocul sportiv basket, copiii deseori plămânuți, loveau se de la rece. Trebuia să ne dezbrăcăm, dar era foarte frig și nu era bine. Acum este bine, este cald, putem să jucăm diferite jocuri. În primul rând, înainte nu prea aveam acces la sală, dar făceam o clasă teorii. Însă acum, după ce s-a renovat sala sportivă, noi mai bine. N-are cum să nu te bucuri noutatea asta, da? De la începutul noutății. Tu te bucuri. Școală care trebuie să fie renovată, în sfârșit e renovată. Eu am învățat la Chișinău, la liceu Mircea Eliade, și noi avem asfalt în loc de sală de sport. Și pas cu pas folosăm lecția de educație fizică drept pretext ca să copiem tema pe acasă de la copiii care învață mai bine la matematică. Pentru că matematica sau limba română era, de exemplu, după educația fizică. La fel folosăm și obiectul muzica pentru acest scop meschin. Iertați-mă, doamna Tabac, că recunosc acest lucru. Doamna Tabac, profesoară de muzică, care nu știu ce, câțiva ani la rând mă numea Igor. Ciudat, Andrei, Igor, parcă nu sunt la fel. Așadar, ne bucură noutatea asta, n-are de ce să nu ne întristăm, parcă nu e nimic dubios. Dar hai să continuăm să vedem, poate totuși descoperim ceva. Lucrurile erau deteriorate, vechi, învechite, se vedea cerul liber prin găurile de la geam și de la ușă, era frig. Poate asta nici nu e rău că se vedea cerul liber, că nu vrei chiar copilul să știe, știi, astupat de tot ce înseamnă libertatea cerului liber, dar în cazul dat chiar erau găuri în geam, respectiv intra frigăraia de afară, nu. Tot timpul o renovam din niște scânduri. Podea o renovam din scânduri. Opa, eu nu m-am întors capul și văd oficial, delegație oficială? Eu nu știu, cei care ne privesc de pe telefon poate încă nu văd, dar când ați dați acasă, când ați ajunge și ați priviți de pe un desktop mai mare, ia uitați-vă cine sunt la noi. Deputatul Eugeniu Nichiforciuc, deputatul Partidului Democrat din Moldova, în satul Temeleuți, în sala sportivă. Opa, ia hai! Administrația instituției a cerut ajutorul autorităților locale care au reușit să obțină din bugetul de stat 960.000 de lei pentru renovarea gimnaziului. Descentralizare 101. Administrația instituției o șerut primării, autorității locale, să renoveze. Autoritatea locală o mărs la Chișinău. Bună ziua! Ne distribuiți bani din buget ca să reparăm. Facem. În schema asta, școală, primărie, guvern, unde, собственно говоря, se regăsește acest simpatic domn pentru care eu am mult mai multe adjective decât mi-ar permite bunul simț? Unde se regăsește ioptstvenii babai, bleat, acest domn? De ce un deputat, un legislator să apară în cadru atunci când noi aplaudăm și suntem mulțumitori, recunoscători că s-a renovat o sală sportivă într-o școală din satul Temeleuți? De ce? Hai să urmărim de ce! Mai mult, primarul satului a obținut bani și pentru renovarea cantinei grădinițe din localitate. Pentru aceasta, guvernul României l-a donat 370.000 de lei. Double penetration! Nu numai guvernul Republicii Moldova, dar și guvernul României a alocat bani pentru reparații la școala din Temeleuți, am înțeles, gimnaziul din Temeleuți. Și totuși, întrebarea persistă, și cați tu, Jenea Nichiforciuc, în satul Temeleuți? Și cați acolo? Băi,
și ca un legislator, și ca un deputat. Deși acolo nu-i președintele Comitetului Național Olimpic, deși acolo nu-i antrenorul de la Milsami, deși e un legislator. Și cu ce a contribuit un legislator atunci când școala a oșurit de la primărie, primăria a oșurit de la guvern, guvernul a dat bani, gata, n-are nică parlamentul cu toate astea. Cu toate astea, Eugen Nichiforciuc e la temeliuț. Eugen Nichiforciuc e în reportaj la Prime, Publica, Canal 2, Canal 3, Nazavica Hati. La 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 la! Hei, clopoței, clopoței! Și facem noi pentru delegația oficială care vine de la Chișinău cu mașină. Și facem noi concert cu copchilaș și cu acordeon. Clopoței, clopoței, pentru Nichiforciuc, banii din buget s-o dat, dar eu mă închin lui Nichiforciuc niftemul. De ce? Ei, deși noi încă n-aflăm răspunsul la această întrebare. În condiții grele, ferestrele rele, ușile rele, dar nu-i foarte bine, cald, mobilier este, căldură este. După ce s-a mai făcut test, la trebuie de renovat sălile și am obținut un proiect cu fondul de investiții de 400.000 primul și am o vară care s-a făcut cantina, a fost iarăși cu fondul de investiții de la Guvernul României. Aceste investiții sunt investiții în viitorul și în sănătatea acestor copii, ceea ce este foarte important pentru noi, pentru Guvernarea Republicii Moldova. Și sunt sigur că nu sunt ultimele obiective pe care le vom repara. Băi, voi tățășie care aruncați amu cu gunoi și ne sunteți voi. Uitați-vă în primul rând la voi și după asta la mine. Ascultați-mi încoace. Eugen Nichiforciuc s-a dus la Temeleuț pentru că el ca deputat poate să zică cu gura că aceste investiții sunt în viitorul copiilor Republicii Moldova. Pentru că nici o altă gură nu putea să spună asta și anume el îi cu gura la Temeleuț și cu sufletul îi dăruitor. Eu corect am înțeles. Nu, spuneți în comentarii care este rostul unui deputat în ecuația asta dată. Poate eu nu mă pricep în relația dintre administrația publică locală și guvernul Republicii Moldova, dar poate noi suntem uleacă mai curioși de fire și căutăm pe internet. Dar cine e primar în satul Temeleuț? Ia hai! Da, ca să nu ne chinuim tare mult, mergem direct pe site-ul PDM. Ia uitați-vă! Ia ca așa, deschidem internetul, deschidem site-ul pdm.md, afigenul site. Cineva azi ne înscrie că pe Pornhub și reduceri de 14 februarie. Nu trebuie! Intrați aici! Aici permanent sunt reduceri, aici permanent e premium pachet. Uitați-vă! Pe PDM noi avem așa, echipa primarii PDM. Hai, mergem la primarii PDM. Noi ne-am mai informat, am văzut că satul Temeleuț se află în raionul Floriești, da? Și că noi apăsăm pe Floriești, ne ducem în raionul Floriești, hopana, ne dau toate satele unde sunt primari reprezentanța PDM-ului și găsim surpriză, Temeleuț! Sergiu Tertea! Sergiu Tertea, asta e omul pe care l-am văzut numai și în cadru aici, așa-i? Ia câtă-l! Este omul ăsta, așa-i? Da, ia câtă-l! Sergiu Tertea, primar PDM! Deputat PDM, cu primar PDM, în reportaj la televiziunea PDM, despre școală renovată. Și amu ne întrebăm, oare cum o convins autoritatea publică locală, guvernul Republicii Moldova? Oare cum? Blin, dar nu-mi dau seama, e ca tu și coleg cu cineva de partid și trebuie să-l convingi să repare școală. Și ați spus 2018 și an electoral? Ei, nu, come on, tu vrei să zici că Nichiforciuc se duce încolo ca cumva să bat terenul pentru circumscripții și voi spuneți că Nichiforciuc nu e prima dată în raionul Florești? Voi spuneți că Nichiforciuc a mai fost acolo și în luna septembrie cu inaugurarea unui teren de joacă? Ei, vreau să văd și pe asta. Voi vreți să vedeți? Hai să vedem împreună. Taradaram, tatam, paradaram, tatam, mergem în raionul Florești, în orașul Ghindești! Toboganele ruginite și periculoase au devenit istorie pentru copiii din orașul Ghindești, raionul Florești. Nu, Vlad Burac deja a devenit angajat al altei instituții de stat în afară de Publica TV, dar ne bucurăm să ne amintim de chipul dumnealui de fiecare dată când intrăm în Arhiva Publică. Vlad, glăsuiește, de ce a devenit istorie? Ce s-a îmbunătățit în Ghindești? Pentru cei 200 de micuți a fost amenajat un teren de joacă nou chiar în centrul localității. Un teren de joacă nou în centrul localității? Cum? Cine se face vinovat?
Copiii sunt bucuroși că vor avea unde să distre alături de prieteni, iar părinții sunt mulțumiți că odrasele lor vor fi în siguranță. Așa, e corect. Decât toată narcomania aceasta, mai bine să joace la teren de joacă. Uite la chip, uite la chipul Vlad. El înțelege că it's fucking bullshit. El înțelege că putea hoit din cuvintele astea, pentru că Vlad e om deștept. Aș vrea să cred. Și Vlad înțelege că putea hoit și zâmbitul lui ăsta trădează. Dar cu toate astea, eu continui să te iubesc. Mergi mai departe. Băi, muzonul este inspirațional, superb. Da. Da. Zboară în sus. Speranța mea. Copiii au dat buzna pe terenul de joacă. Ei, copiii din Ghindești sunt mai fericiți. Oare de ce? Haideți să privim. Ei sunt mai fericiți. Copiii din Ghindești se vor juca la un teren proaspăt inaugurat. Oare cine se face vinovat? Copiii vor avea un loc sigur unde să-și petreacă timpul liber. Băi, aici de la public au gănit tare la reportajul ăsta. Așa de tare au dat melodia asta inspirațională. Când mine mă rupe, știu, eu am avântul ăsta. Da, vreau să fac mai mult, vreau să urc, să cuceresc înălțime. Dar în același timp vreau să ascult și mesajul. Așa că eu sper voi să auziți și să spun în reportaj. Copiii, părinții sunt fericiți, asta e foarte bine. Mai departe. Poate cineva din autoritățile locale este acolo prezent în imagine. Poate, nu știu, presupun. Doamna nici nu s-a așteptat. A fost realizat cu suportul deputatului democrat Eugen Nichiforciuc, care... Proiectul a fost realizat cu suportul deputatului democrat Eugen Nichiforciuc. Hai noi iarăși simt curioși de fire să ne întrebăm ce înseamnă suportul unui deputat. Salariul lui? Da, e că cum e în cazul fundației din... Stai, fundația din sufletul doamnei Galina Dodon. Cred că așa se spune corect, da? Sau... Sufletul din fundația doamnei, nu mai țin minte. Fundația președintelui Galina Dodon. Apoi fix așa ca și acolo când îi zic că ați facem rapoarte financiare, ați facem, numai că nu anunțe acolo acesta, luați culecel, la revedere. Apoi ești așa aici, deputatul a făcut o donație personală, are poate o organizație de caritate, dar eu nu cred că ar vrea el să fie competitiv cu Edelweiss-ul Plahotniuc, atunci noi nu știm ce înseamnă contribuția lui. Hai să vedem, poate până la sfârșitul reportajului să aflăm ce înseamnă contribuția domnului în Sfiteraș, care a venit în orașul Ghindești, raionul Florești. Fost prezent la inaugurarea terenului de joacă. Oh, nu numai datorită lui s-a inaugurat, dar el încă a fost prezent la inaugurare. Care a fost rolul lui la inaugurare? Putem să vedem. Este un sat care are copii, care chiar trebuie să ținut. Serios, Eugen Nichiforciuc, eu cred că numele lui mijlociu e Gură de Aur. El a zis că orașul Ghindești este un sat care are copii și merită susținut. Superb! Cine altcineva decât un deputat să spună asta? Tu poți spune asta? Nu poți, ei, că nu ești deputat. Eugen Nichiforciuc, poate. Și atunci am decis că unde sunt copii, acolo trebuie și să facem ca ei să aibă loc de distracție. Foarte fain train of thought, foarte fain sheer logic. Satul are copii, copiii trebuie susținuți și atunci noi am decis unde sunt copii, acolo trebuie susținuți. Ai și reproșa? Eu n-am și reproșa. Eu rămân mut sau cum zice primarul orașului Găușeni, portret! Eu rămân portret la asta, portret! Îmi doresc foarte mult ca copilașii în continuare să bucuri de acest teren, să fie fericiți alături de părinți, părinții să le fie acasă și guvernarea face tot posibilul ca părinții acestor copii să muncească la ei acasă. În perioadă. Wow, și pavarot, săbâtii! Noi am venit, am văzut că sunt copii, am construit teren de joacă, ne bucurăm pentru copii, guvernarea va face tot posibilul ca părinții acestor copii să lucreze acasă, să rămână acasă. Oho, wow, facem teren pentru copii. Tu n-ați mai vrei să pleci pentru viitorul copilului în altă parte, pentru că tu ai în Ghindești, tu ai teren de joacă. Gata. Tu mai vrei ceva? Sincer. Tu îți mai dorești ceva decât teren de joacă în Ghindești? Nu. De exemplu, la Temeliuț. Tu mai vrei altceva decât sală sportivă renovată? Nu, tu ești satisfăcut. Tu știi că 0 km de drum asfaltați. Gata, tu ești fericit. Pentru ce trebuie mai mult? Pănimași? Ian. La următoare, autoritățile locale își propun să realizeze un teren de joacă mult mai mare. Aici vreau să ne deschide pe viitor de joacă, un complex de dragă pentru... Prea tare muzica asta, plin. Bine, că e foarte scump, dar copiii noștri sunt mai scumpi pentru voi. Ce real, bă, ce real!
Eu nu știu dacă voi ați înțeles. Înțelegem cu toate că e scump, dar copiii noștri sunt mai scumpi pentru noi. Totuși, a fost o ședință la primărie acolo și au zis că tac și pe bugetul local. 100 de mii de lei costă teren de joacă. Copchii cât costă? Tac, 200 de copchii. Mai scump, domn primar, mai scump. Nu, hai doar pentru copchii să faci. Super. Viitorul lor este țării, este mână copiilor. A, încă gură de aur. Viitorul lor este a țării, este în mâinile copiilor de astăzi. Au zis copchii? Viitorul e în mâinile voastre. Gata, noi ne-am spălat de păcate. Tot ce faceți voi cu mâinile voastre se reflectă asupra viitorului Republicii Moldova. Pe noi nu ne interesează, nu avem nicio jină. Eu propun asta să folosesc la nivel personal, în casă, în gospodării, de acasă. Ați făcut ceva rău? De jină pe copil. Copilul e de jină. Zic, ei, viitorul familiei în mâinile tale. Tu ești jină, marci de aici, găsești de lucru și cu tine. Primești? Așa și aici. Bugetul pentru lucrările de amenajare a terenului de joacă a depășit 100 de mii de lei. Asta e propoziția care se termină reportajul din septembrie despre Eugen Nichivorciu, care a plecat în Ghindești, raionul Florești, să taie panglicuța. Maladeț, maladeț. Deci, două chestii la care se pricepe în mod evident deputatul Nichivorciu, este tăiatul panglicuței și citatele motivaționale. Mulțumim Publica TV, mulțumim Prime, dar hai noi iarăși suntem curioși și ne întrebăm, dar cine-i primarul din Ghindești? Ia, serios, mergem în raionul Florești, mergem iarăși pe site-ul PDM, pam, 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 raionul Florești, o, și Ghindești, tot în lista de primari, Mihail Bulat, asta e omul pe care l-am văzut numai și în cadru, Mihail Bulat. Ia că tău. Toboganele ruginice. Ia că tău. Mai mare. Aici vreau să ne Mihail Bulat. Mihail Bulat, primar PDM. Eugen Nichivorciuc, deputat PDM. O plecat în septembrie ca stai pe anglicuță. Noi am aflat până la sfârșitul reportajului și înseamnă suportul deputatului. Serios, el o tăiat pe anglică, o grăit frumos cu gura, o dat el banii lui, și înseamnă asta? Pentru că noi suntem oameni curioși de fire și noi intrăm și căutăm, e că noi intrăm, e că aici noi intrăm, pe site-ul parlament.media, căutăm pe Eugen Nichivorciuc, de să-l dăm mai mare, să-l vadă lumea, să-l știe, că e frumușel băiat și e tânăr, din 84, numai cu 3 ani mai mare ca mine. Eugen Nichivorciuc, și cătăm ei câți bani au câștigat omul ăsta, că trebuie să iei declarația pe venit, nu? Și avem numai declarația pe anul 2014. Declarația pe anul 2014, ceva cu trecut mulți ani de atunci. Și ce au câștigat el în 2014? Și cât au câștigat? Eugen Nichivorciuc a câștigat salariul de la firma pe care administrează 84.000 de lei, soția 35.000 de lei. Și venit obținut din înstrăinarea bunurilor mobile sau mobile. O vândut o mașină cu 9.000 de euro. Ei, dar dacă a vândut o mașină înseamnă că și-o mai cumpărat una, nu? Cum a putut să rămână fără mașină? Din și eu dat banii. Asta nici nu e măcar, știi, nu e relevant că e din 2014. Cum să aflăm noi ce înseamnă contribuția unui deputat la inaugurarea unui teren de joacă? Lămuriți-ni, trăim în neștire, trăim în tuman. Ori noi vrem să fie clar, stabilitate, să crească Moldova, nu e așa? Dragii mei, ciudat sau nu, dar așa ies că deputații, primarii din localitățile unde a plecat Nichivorciuc sunt primari PDM. Dar e că noi stăm și căutăm despre acest Nichivorciuc și găsim așa un video realizat de Jurnal TV și iarăși faptul că l-a făcut doar Jurnal TV încă nu înseamnă că putem să avem mare încredere și eu aici vă rog pe voi să facem un fel de jurnalism comunitar, poate puteți să mă lămuriți pentru că eu am încercat să caut la capitolul achiziții publice, tot felul de site-uri care au cataloguri cu SRL-uri și firme înregistrate în Moldova, unde se poate de găsit e că o lucrare de reparație a unei primării sau a unei școli dintr-un oarecare sat. Unde se poate găsit lista acestor cheltuieli și numele companiei care a îndeplinit smeta, a îndeplinit toate cerințele astea, a îndeplinit lucrările astea acolo. Unde se poate asta de găsit? Pentru că eu n-am reușit să găsesc cel puțin pentru localitățile astea, pentru terenul de joacă din Ghindești n-am găsit și pentru școala gimnaziu din Temeleuț n-am găsit. Poate există cineva nevoie mai priceput la căutări sau oameni care lucrează prin structurile astea, recomandați-mi vă rog frumos mai jos în comentarii. Așa noi plecăm mai departe și descoperim acest reportaj la Jurnal TV despre care vă spunem. Sale proaspăt fondată. Iactă-l, ops. În care Jurnal TV își permite să spună că în cazul lui Eugen Nichivorciuc, imediat după ce a devenit deputat, contractele cu statul au început să scurgă gârlă pentru firmele lui. Ei, nigăvări, ia stai, Oleg, dă un exemplu Jurnal TV, povestește, despre ce grește. Am încheiat un contract cu acestei organizații.
A intrat în legislativ în februarie 2015 și peste numai 3 luni una dintre firmele sale proaspăt fondată a încheiat un contract de aproximativ 2.800.000 de lei cu o instituție de stat. Care instituție? Din și raion? Maria Ciripcău din raionul Florești a ales SRL-ul Construct Agent Group pentru modernizarea energetică a clădirii gimnaziului Constantin Stere din sat. Primăria Ciripcău, raionul Florești? Băi, băieți, nu putem să ne ducem iar aici, să ne ducem pe site-ul PDM, scătăm. Ia stai, Alec, primari din raionul Florești. Pa, 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 Ciripcău! Mihail Donos, primar din satul Ciripcău. Superb, dar cum așa? Compania unui deputat PDM face lucrări la instituția statului într-o localitate administrată de un primar PDM. Ia că asta e definiția de familie. De fiecare dată când voi simțiți așa o leacă de zăzanii, de ceartă, de neînțelegeri între rude, neamuri, familie, gândiți-vă la ce fel de familie e familia democrată din Republica Moldova. Familie unită, care la sute de kilometri distanță colaborează, semnează contracte și se ajută unul pe altul, înțelegi? Dar nu e plină de speculații și spletni. Ați înțeles? Și-ți bun la inimă. Împărțiți-vă pentru familie, pentru casă. Bravo, superb, minunat. Așadar, tu vrei să spui că deputatul Eugen Nichiforciuc cumva încearcă să bată terenul pentru alegerile astea care mă urmează, sistemul mixt, încearcă să pregătească circumscripția din raionul Florești? Tu vrei să spui că în general raionul Florești poate e administrat la nivel de Consiliu Raional de un democrat? Și tu vrei să spui că și vrei să spui tu? Ia hai să intrăm aici. Moldnova.eu a publicat un top cu cei mai bogați președinți de raioane. Cum crezi, cine e în topul acestor președinți bogați de raioane? Parararam, papam, Ștefan Paneș, președintele raionului. Vă las pe voi să continuați. Florești! Dei! Așa, Ștefan Paneș, cel care conduce topul președinților de raioane cu cele mai multe terenuri, dar și cu avere la care mulți moldoveni pot doar visa, este președintele raionului Florești, Ștefan Paneș. Deține 240 de terenuri. 240 de terenuri agricole. What the fuck, și asta? Nici Biserica Catolică n-are atâta. În valoare totală de 100.000 de lei, a obținut dividende de 825.000 de lei de la firma Panclip. Panclip. Și s-o cum firma Panclip? Ei, dar din poziția domnului Ștefan Paneș, din poziția domnului Ștefan Paneș, ne dăm seama că compania Panclip, asta e atunci când pui șepcă pe pâine, când stai cu mâinile pe masă, ești la costum și nu poți stare mult să faci, iei șepcă, pui pe pâine și faci Panclip, și banul curge din bugetul de stat, Panclip. Minunat! Nichiforciuc, democratul, pleacă în localități administrate de democrați, într-un raion administrat de cel mai bogat președinte de raioane. Președinte de raion de Republica Moldova. Savpadenie, cum a zis Mihai Eminescu. Ne dumă eu, cum a zis Ion Creangă. Dragii mei, eu astăzi nu vreau să închei cu o durere și cu o doză de amărășiune. Eu vreau acum să vă propun soluții concrete. Pentru cei care m-au urmărit de la început, deja ați înțeles. Noi avem de-a face cu un caz de populism dureros, în an electoral, în care iaca te duci în sate, unde colegii tăi de partid și încerci să bați terenul sau pregătești pentru alegerile din noiembrie sau când acolo se fixează parlamentul, ca și alegerile parlamentare. Asta e ok, să iartă. PLDM o abuzat de resursele administrației publice locale. Comuniștii erau și mai și la acest capitol. Acum au venit rândul PDM-ului să urși pe tron și să facă a cocogeambu. Și acest cocogeambu pe noi n-are cum să nu ne doară. Noi încă nu știm cum să-l oprim. Dar noi și-l țin putem, știi? Măcar să controlăm acest rău dacă nu putem să-l lecuim. Eu știu că foarte des ne urmărește pe noi Monica Babuc, dar că ea nu dă nici like, nici nu comentează, eu și-o tăguiesc foarte des și scriu în inbox zero receptivitate. Doamna Monica Babuc, eu v-am grăit acum câteva zile despre școala din Țepilova, pe care dumneavoastră ați promis ca să o redeschideți. Noi am prins la aripi, am crezut în tata asta și e practic s-a redeschis, numai că în 3 zile a venit numai un singur copil după asta și s-a reînchis școala. Și că pe 1 februarie cică s-a redeschis. Doamna Monica Babuc, vă invit să vedem un reportaj de la ProTV și după asta eu să vă dau o soluție concretă, inspirată din aventurile lui Eugeniu Nichiforciuc prin raionul Florești. Tare o să vă placă, doamna Monica Babuc. Așadar, prieteni,
Mergem o leacă în satul Țepilova. Pentru cei care au urmărit emisiunea Lumina sau n-au urmărit emisiunea Lumina, hai eu să vă... Na, n-a să vă mai arunc eu link-ul ăsta, să vă dau altă dată. Pe canalul, pe canalul de YouTube și pagina mea este un video care se cheamă Forfătă Mare sau Numai Minciuni. Un video tare lung, așa că nu vă recomand să-l urmăriți cu copii. Un video în care eu povestesc despre școala din Țepilova. Așa s-a întâmplat că pe 1 februarie totuși s-a decis că ea se va redeschide cu multe mișmașuri, cu multe minciuni. Și observatorul.media, o publicație de la Nord, din raionul Soroca, au reușit să meargă acolo chiar pe 1 februarie să vadă totuși cum s-a redeschis a X-a oară această școală. Hai să vedem împreună sinteza celor de la ProTV. Încă o tentativă nereușită de a redeschide școala din Țepilova după decizia Ministerului Educației și Consiliul Raional a stabilit că elevii pot merge la ore la ei în sat și nu la liceul din Soroca. Din cei 40 de copii înscriși pe listă, doar în 12 au fost lăsați de părinți să frecventeze școala. Astăzi, doar 7 i-au pășit pragul. Lecțiile au început cu rugăciunea preotului. Lecțiile au început cu rugăciunea preotului. Ei, asta e tare bun! Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvântat fie acest act de mare populism în vecii vecilor. Mai bine o școală fără profesori decât fără preot. Ne îmbrăcăm în neo din matrița și strochim cu aghiazmă. Pofic că a venit 3 copii jumate la școală, în schimb facem material la 4 televiziuni. Amin, mulțumim, dragă părinte. Și ce se întâmplă totuși la Țepilova? Părinți spun că nu-și vor aduce copiii la școala din Țepilova, deoarece sunt nemulțumiți de calitatea studiilor. În urma procesului de optimizare, elevii din localitate merg la liceul din Soroca. Atunci nu sunt interesat, pentru și părinți eu copii. Școala nu era închisă. Deși atunci nu s-a bătut capul de copii și domnul Donos și doamna primăriță, copilul ce-a sudus de aici, el nu știa, nu știe literally. Mai mult ca atât, părinții acuză direcția învățământ Soroca și primăria comunei că fac presiuni pentru a-i convinge. Oh my god, încă un fail, doamna Monica Babuc, serios? Asta e tare trist. Pe bunii, ați promis din octombrie că să faci asta, domnul Plahotniuc a zis că și muratoriu prin chedere, gata să redeschidem, să fie tot frumos, crește, Moldova. Și acum, așa un fail urât din partea dumneavoastră, luați măsuri, dar știți cum să luați măsuri? Vă dau eu un exemplu, vă amintesc, doamna Monica Babuc, poate v-ați conectat acum, nu de mult, vă dau un exemplu, intrăm pe site-ul este ectal. Eu și-am închis site-ul ăla, nu-i poate, Nichiforciuc. Iată-l-a. Nichiforciuc, Parlament, Moldova. Cum închis? Mai nu putem să închid. Iată-l-a. Doamna Monica Babuc, este colegul dumneavoastră de partid, Eugeniu Nichiforciuc. Întrebați-l cum el reușește să meargă la evenimentele astea și evenimentele chiar să aibă un efect pozitiv. Cum reușește el stai pangle? Că eu cred că în cazul școlii de la Țepilova nu a ajuns un om care să grească frumos și stai pe anglica. Eu de-am pot să prevăd cum asta se întâmplă. Pleacă Eugeniu Nichiforciuc, zici, noi credem că e foarte important copiii să învețe în școală, pentru că copiii, asta sunt cei care sunt așa niște oameni o leacă mai mici și ei învață la școală. Iată de ce e important noi stăim pe anglica aceasta roșie. Vă rog frumos! Doamna Monica Babuc, apelați la dumnealui, el are puteri magice pe care încă noi nu le cunoaștem. Puteri magice de a ascunde declarația pe avere, puteri magice de a-și permite Land Cruiser-uri, cu toate că soția prinește 30.000 de lei, el numai 80.000 de lei pe an. Nu știu de unde bani, nu știm de unde. Probabil se roagă mult în numele Tatălui și a Sfântului Duhului. Așa că vă rog frumos, apelați la dumnealui. Iar pentru voi, toți cei care ne urmăresc acum, suntem câteva sute și putem să facem o echipă minunată. Vă rog frumos, ca să ajungă video-ul ăsta la mai mult lume, adăugați un like, adăugați un comentariu și hai să facem o campanie mică, din început, să vedem. Poate să lucreze, poate nu. E o campanie pilot, să vedem. Pentru că acest deputat este o persoană publică și așa cum scuvine, el are date de contact, poți să-l suni, poți să-i scrii un e-mail, așa că ești foarte frumușel. Ia că chiar pe site-ul Parlamentului scrie așa ea, iată-l, e.nichiforciuc@gmail.com. Și amunui cu voi foarte prietenos, știți ce facem? Faceți vă rog o echipă cu mine și care mă urmăresc de pe desktop sau păstrați acest video, apăsați pe save video și faceți asta după, o leacă mai târziu sau mâine dacă am uvitare somn. Mergeți pe Google, știți Google, tare bun site, și scriți așa, Sexy Red Ribbon,
În engleză asta înseamnă panglică roșie a democraților. Sexy Red Ribbon. Acolo sunt mulți site-uri cu filme de scurt metraj. Nu deschideți, că e urât. Copiii poate să afle. Dar deschideți imagini. Așa că la imagini o deschidem, de exemplu, pe... Nu știu, orice care fetiță, care pe placul dumneavoastră. De exemplu aici, da? Cum o cheamă? Eleonora. Hai pe Eleonora. O salvăm pe Eleonora. O salvăm pe computer pe Eleonora. Noi vrem să o salvăm, că ea este, are probleme și vrem să o salvăm de probleme. Mergem aici, copiem e-mailul și mergem aici, în e-mailul dumneavoastră. Scrim așa, hops.nikiforciuk@gmail.com. Scrim la subiect așa, panglica mea. Și aici, la text scrim, taie te rog și panglica mea. Semnul exclamării 111. Și aici punem la upload, iată aici punem așa, la attachment punem, în live, tag desktop, așa, punem, iată această imagine, da? Și gata. Și trimite mesajul. Și hai să știm cât mai mulți care scrie mesaje domnului deputat, că el se taie panglicuța pentru că lui asta îi place. Că el mâine, poate el acum deja se odihnește, el mâine dimineața se trezească 10, 15, 20 de mesaje și zică, o! Eu mai am de lucru, auziți colegi, Constantin Țuță, coleg de comisie parlamentară, mă auzi? Eu am ce face, o să tai panglicuța. Iar vouă, dragii mei, vă mulțumesc că v-ați conectat și aș fi vrut să vă arăt aleac pieptul meu dezgolit, dacă îmi permit, să am un tricou pe care îl prețuiesc. Scrie pe dânsul unemployed, asta înseamnă șomer, neangajat. Eu sunt neangajat datorită sutelor de oameni care mă neangajează lunar pe platforma patreon.com/fedot. Vă mulțumesc pentru susținere financiară, vă mulțumesc pentru susținere în materie de like-uri, share-uri, comentarii. Vă rog mult să încercați să distribuiți acest video, să ajungă la o leacă mai multă lume. Înțeleg că e noaptea târziu și puțin urmăresc. Iar pentru cei care se află în Republica Socialistă România, reamintesc, hops, o să vin, uite aici o să vin, se vede bine? Uite aici o să vin, în perioada 16 martie, 25 martie, București, Iași, Cluj, Timișoara. Hei, ce ați spus, vreți să cumpărați bilete? Dar ce probleme, vă dau linkul chiar acum, ia uite, vă dau link așa cu text frumușel, uitați-vă ce scriu aici. Hopa, vină să-l vezi pe Andrei live în România, nu pe Andrei, vină să-l vezi pe Andrei sexy ribbon în live în România. Așa merge. Și aveți linkul pentru bilete. Dacă nu reușiți să ajungeți în România, pentru că eu știu că e complicat, vizavi, режим, separatiști, încercați să convingeți prietenii care poate au pașaportul transnistrian și vor să vină să mă vadă. București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara. V-am cuprins, să aveți o noapte liniștită. Urmăriți săptămâna asta internetul grește. Noi joi urmează să revenim la subiectul cu Mihasi, fiul primarului din Căușeni, care de la 12 ani conduce mașina. Yay! Nu, dar ce să faci dacă e fiul de primar? Se poate, iopte! V-am pupat, v-am cuprins, numai bine. Și acum, tradițional, încheiem cu un cântecel.